noi. Am venit cu drag la voi să vă petreceți cu noi. Maramureșul răsună de cântec, joc și voie bună. TV Sighet te invită să urmărești o nouă emisiune de muzică populară în care te întâlnești cu artiștii îndrăgiți și cântecele lor de joc și voie bună. Cântec, joc și voie bună. Bună seara, dragii mei, și bine v-am regăsit din nou aici la TV Sighet la o nouă ediție Cântec, joc și voie bună. Sunt Adrian Orga și mă bucur foarte, foarte mult să mă întâlnesc și în această seară alături de voi. Avem și astăzi pentru voi o emisiune foarte, foarte frumoasă, ca de altfel mai toate edițiile de la Cântec, joc și voie bună. Sperăm că sunt pe placul vostru și că rămâneți până la finalul emisiunii, ca de fiecare dată. Astăzi lângă mine a revenit o bună colaboratoare a emisiunii mele și o prietenă de-a noastră a emisiunii și a voastră, celor de acasă, care știu că o îndrăgiți foarte, foarte mult și n-a venit cu mâna goală, pentru că dacă ați urmărit postul TV Sighet, ați putut observa că în ultima vreme am mai tot vorbit despre ea, despre materialul pe care ea l-a adus în această seară să-l prezinte pentru voi toți și de acasă, care probabil încă n-ați reușit să vizualizați anumite imagini sau cadre pe care le-am făcut alături de invitata mea. Haideți să nu mai ținem foarte mult suspansul, să vă spun că avem în premieră la TV Sighet o nouă lansare, da? Am avut și săptămâna trecută o lansare, iată astăzi o nouă lansare și asta ne bucură foarte, foarte mult că, iată, artiștii vin în premieră să-și prezinte albumele aici la Cântec, joc și voie bună la TV Sighet. Nu uitați de telefoane, de mesaje, aveți acolo toate detaliile pe micul ecran și haideți să vedem despre ce invitată vorbim astăzi și mă bucur foarte mult să o am lângă mine din nou pe Maria Luiza Mih. Bună seara și bine ai revenit, Maria, la noi. Bună seara și bine te-am găsit! Mă bucur tare mult să fiu alături de tine, alături de echipa TV Sighet, pentru că așa îmi place să spun, ați fost alături de mine și la unul dintre cele mai importante evenimente pe care le-am avut în ultima vreme, și anume lansarea oficială a CD-ului Haidați Fete și Om Juca. Și acum am venit să îl lansăm și la televiziune și, după cum ai spus și tu, în premieră la tine aici la TV Sighet. Da, așa este, mă bucur foarte mult și să știți, dragii mei, că și astăzi Maria n-a venit singură, pentru că a venit și cu artiștii din trupă, cu instrumentiștii cu care a colaborat la acest album. Avem un studio plin, așa, de tot, plin. Avem și copii dansatori foarte mulți, foarte frumoși. Sunt membrii ansamblului Mestecăniș din Giurești, conduși de doamna Ileana Rednic, căreia îi mulțumim foarte mult. Iată, sunt foarte, foarte frumoși și vedeți dumneavoastră acolo pe micul ecran, foarte tineri și foarte, foarte zâmbitori, așa cum ne sta de nou bine aici la moroșenii noștri frumoși. Le mulțumesc încă o dată pentru faptul că, iată, au venit și ne-au umplut casa și noi sperăm să vă umplem casa cu bunăvoie și cu cântec, joc și voie bună aici la TV Sighet. Și în primul rând, Maria, vreau să te felicit pentru acest material, un CD care cu siguranță va spune multe și va avea din nou un mare ecou, la fel cum a avut și celelalte materiale pe care tu le-ai scos. Iată, ești la al treilea album. Înainte de a începe să și cântăm, vreau să îmi spui ce sentiment încearcă, pentru că știu că duminică a fost lansarea în doi, foarte emoționată, foarte bucuroasă, pentru că a fost multă lume, oricum o să discutăm foarte mult și despre evenimentul respectiv, dar în primul rând, ce înseamnă pentru tine acest al treilea CD? Al treilea CD, în primul rând, înseamnă foarte, foarte multă muncă, pentru că odată ce crești, odată ce capeți experiență, îți dorești tot mai mult, îți dorești să faci ceva nou și atunci în toate încercările astea, clar, se necesită multă, multă muncă, multă trudă, nu numai din partea mea, ci și din partea celor care au muncit pentru realizarea acestui album. Așa este. Haideți să luăm și un prim telefon, să spunem pentru prima dată bună seara unui telespectator sau telespectatoare. Alo, bună seara! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Bună seara! Mă numesc Ioana. Colegii, dacă puteți un pic mai tare să dați în platou. Pe dumneavoastră și pe invitată dumneavoastră, pe doamna Maria Luiza Mih. Așa. Bună seara. Și aș dori o melodie, toate melodiile din această seară să fie pentru mine și pentru familia mea. Așa, să fie. De unde ne sunați? Alo, mă auziți? Da, vă auzim. De unde ne sunați? Am vrut. Mulțumesc foarte frumos, o seară plăcută. Mulțumim și noi, mulțumim de telefon. A fost doamna Ioana la telefon. Iată, am și în mâna mea acest album
care poartă și nume de Haideți fete și om juca. E vorba de volumul 3 semnat Maria Luiza Mih. Și eu zice să și începem să cântăm pentru că timpul este scurt, după care o să vorbim și de cu cine ai venit tu, pentru că n-ai venit singură, dar de fapt hai să-i prezentăm și pe colegii tăi instrumentiști care sunt lângă tine și începem chiar de aici din dreapta, nu? Sigur că da. O să predau microfonul, să-și spună fiecare numele. Așa, deja noi îl cunoaștem, mulți îl știu. Mihăiță Fădăruț, bună seara. Mihăiță Fădăruț, da, pentru cei care nu mă cunosc. Așa, Mihăiță Fădăruț, seterașul nostru, mergem mai departe. Diurița din Breb. Da, vă salutăm. Bună seara, Adrian Vârsta. Așa, vă salut. Și? Bună seara, clapă și bas, Daniel Vizician. Bună seara, Daniel, mulțumim foarte mult că sunteți și voi astăzi alături de Maria Luiza Mih. Deci, așa cum spuneam, Maria, iată, am umplut casa noastră de aici de la Cânte, Joc și Voie Bună și hai să le umplem și casele moroșenilor care ne urmăresc cu minunatele melodii. Așadar, dragii mei, cum spuneam, lansare de album aici, volumul 3, Maria Luiza Mih, o să vină în fața dumneavoastră să vă încânte cu primele două melodii, două melodii așa de veselie, cum ne place nouă la Cânte, Joc și Voie Bună. Veselim, oi veseli, prima melodie și cea de-a doua, cum mi-aș face veselie, bineînțeles, aici la TV Sighet ne cântă Maria Luiza Mih. Hai. Și
aș pune zinul pe masă și-apoi aș ți ciupâneasă. Aș pune zinul pe masă și-apoi aș ți ciupâneasă. Aș căta un zin domnesc, cel meu domni pe ales. Aș căta un zin domnesc, cel meu domni pe ales. Țin de care de împăratul, nu de care de pățatul. Țin de care de împăratul, nu de care de pățatul. Mi-aș pune pahare pline și n-ar fi nimeni ca mine. Mi-aș pune pahare pline și n-ar fi nimeni ca mine. Pun-o aș două paharele și aș închina cu ele. Pun-o aș două paharele și aș închina cu ele. Și-ncă unu să fac zece și-apoi tătnă cazul-mi trece. Și-ncă unu să fac zece și-apoi tătnă cazul-mi trece. Cum păhara și china cu altul mi-aș fa voia. Cum păhara și china cu altul mi-aș fa voia. Cum păhar mi-aș da noroc, altul l-aș pe dintr-un foc. Cum păhar mi-aș da noroc, altul l-aș pe dintr-un foc. Când cu unul, când cu altul, că așa vezi împăratul. Când cu unul, când cu altul, că așa vezi împăratul. Bravo, bravo, foarte, foarte, foarte frumos. Mulțumim, iată, Maria Luiza Mih, dragii mei, în lansarea celui de-al treilea album. Melodii foarte, foarte frumoase care o să vi le cântă de pe acest album, pentru că toate sunt frumoase, știți că le-am ascultat și chiar merită să, ca voi cei de acasă să aveți acest CD în casă, pentru că sunt melodii frumoase moroșenești. În timpul în care o ascultam pe Maria, am și citit câteva lucruri pe care ea le-a scris pentru fanii, pentru toți cei care o iubesc aici în acest CD, și o să vă și dezvălui și eu personal la anumite lucruri de aici din acest CD, pentru că sunt lucruri frumoase, sigur, siguranță sunt lucruri spus de acolo din suflet pentru toți cei care te iubesc, te apreciază și te admiră pentru tot ceea ce faci pentru moroșenii noștri. Bineînțeles, nu? Așa cum scriu versurile, așa am scris și aceste cuvinte pe care le-am așternut pe coperta de interior a acestui CD. Ca să nu uit, înainte să trecem la alte discuții, să vă precizez, dragii mei, că în această emisiune avem și pe fiica Mariei Luiza Mih, o scâmpetă de fată acolo în mijloc, o avem și să ne spui cum o cheamă pentru toți care... Maria Isabel. Așa, Maria Isabela, arată foarte simpatică. Așa Iza. Spunem. Hai, fă-ne cu mâna, Iza. Așa, bravo, frumos. Mulțumim foarte mult. Și avem și pe mama ta în emisiune astăzi. Și o salutăm și pe doamna... Ma? Georgeta, așa, Georgeta. Doamna Georgeta, da? Cea mai frumoasă mămică din lume. Așa, frumos, foarte frumos, bravo. Eu zic că merită aplauze, nu? Din partea noastră, pentru dumneavoastră, pentru fiica dumneavoastră și atât ca și fiică, vezi, se duce lanțul, mamă, fiică, iarăși merge mai departe acest lucru. Bun, înainte de toate, cred că e foarte important să ai persoanele dragi aproape, nu? Întotdeauna când e vorba de un eveniment așa mare, nu? Bineînțeles, e foarte importantă susținerea celor din jur, pentru că fără ei nu ai putea să realizezi majoritatea lucrurilor. Acum mama știe de câte ori nu-s acasă
De da, câte ori trebuie să mă suporte, să-mi suporte și nervii, pentru că de multe ori mă enervez atunci când, ceva nuiază, când avem un eveniment sau chiar și atunci când fac versuri, probabil că am nevoie de liniștea necesară, probabil televizorul trebuie dat mai încet, probabil că nu-i suport uneori să aud atunci când lucrez versuri, să aud gălăgie în jurul meu. Și sunt convinsă că și pentru ei e foarte greu să mă înțeleagă uneori, dar așa un părinte cred că e musa să înțeleagă. Dar pe lângă toate acestea, bucuria e imensă și răsplata cred că e pe măsură din partea ta față de ei. Uite, prin acest material, prin realizările pe care le faci tu, și atunci sunt foarte sigur că atunci când tu ești mulțumită, ești fericită și toți din jurul tău sunt la fel, nu? Când apare și rezultatul muncii, cu siguranță că toată lumea din jurul meu este fericită. Și eu, în primul rând, transmit fericirea asta. Nu mai sunt nervoasă, gata. Da, așa. Bun, foarte important. Bun, să mergem mai departe cu un telefon. Da, haideți să spunem din nou bună seara. Alo? Alo? A închis? Se pare că a închis telefonul, o să revină sigurată. Pentru că noi vă așteptăm cu mult drag în emisiunea noastră cu telefoane și știm că e destul de greu să intrați cu noi în direct, dar cea mai scurtă cale e calea SMS-ului 1456, cuvântul Sighet înainte de mesaj. E foarte important ca el să ajungă la mine și eu să pot să îl citesc pe mai departe. A revenit telefonul? Alo, bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara, cu cine suntem de vorbă? Mă numesc Maria din Sarasău. Așa, vă ascultăm. Și-și dori eu o melodie cu doamna Maria Luiz. Așa, toate melodiile. Deci, următoarele două melodii. Bună Așa. Seara, vă spun și eu și vă spun că toate cântecele din această seară vă sunt dedicate. Mulțumesc. Bine. Am dorit pentru soțul meu și Așa. Pentru fiica mea. Să fie pentru ei, da? Și pentru toată lumea de acolo, de la Sarasău, da? Mulțumesc, da. Bine, o seară frumoasă, la revedere, mulțumim foarte mult. O să încercăm să luăm cât de multe telefoane putem, pentru că sunt sigur că foarte mulți dintre cei de acasă, pe lângă faptul că te iubesc, dar sunt nerăbdători să-și asculte melodiile acestea frumoase ale tale. Nu? Aș vrea să spun că cei care vor răspunde corect la o întrebare Așa. În această seară vor câștiga un CD cu Maria Luiza Mih. Deci, dragilor, atunci să vină întrebarea de la mine sau să vină la tine? Păi, cum ai dorit-o? Acum o să ne împărțim în momentul în care sună cineva. A, așa. Atunci... Deci, dragii mei, iată, Maria face câteva cadouri pentru voi cei de acasă care veți intra în legătură directă cu noi. Să vă punem o întrebare, bineînțeles, foarte, foarte simplă, la care răspunsul să fie destul de evident. Și hai să vă lansăm prima întrebare. Care, al câtelea CD își lansează Maria Luiza Mih aici la TV Sighet? Întrebare deja, cred că o știți dacă ați fost atenți de la începutul emisiunii noastre, și dacă cine sună primul și ne dă răspunsul corect, are un CD din partea Mariei pentru voi cei de acasă. Da, a revenit telefonul. Haideți să spunem bună seara. Alo? Alo? Bună seara! Bună seara, mă cum te numești? Aziana Nisa, sunt da? Din Vișeu de Sus. Așa. Și vreau să-i fac o dedicație domnului Ioan Bledea, pentru că m-a coordonat foarte mult. Așa. Și... este un profesor extraordinar și vreau că să-i dedic în seara aceasta. Da. Colegi, s-a întrerupt? A pierdut conexiunea cu telefonul, nu? Probabil că o să revină cel de la Vișeu. Pe această cale să salutăm pe toată lumea de acolo de la Vișeu. Cu siguranță va reveni telefonul. Noi o să revenim atunci cu două melodii, pentru că timpul trece repejor și o să invit pe Maria să ne mai încânte cu două melodii, pentru că avem foarte multe și, cum spuneam de la început, toate melodiile sunt frumoase și aș vrea să le dedicăm în primul rând tuturor celor care sunt în fața micului ecran această oră, nu? Bineînțeles și... cu tot dragul tuturor bărsăneștilor, dar o să mai facem dedicații pe parcurs și Așa. O să încerc să îi cuprind pe toți cei din jurul meu. Pentru că sunt foarte, foarte mulți. Dragii mei, haideți să o ascultăm din nou pe Maria Luiza Mih cu încă două cântece frumoase, frumoase foc. La Portița Mândrului e prima melodie pe care o vom asculta alături de ea și cântă Cucu Sus pe Creangă. Sunt cele două melodii pe care le vom asculta alături de Maria Luiza Mih. Așa că haideți să le ascultăm. La Portița Mândrului
care îi trebuie apă, la dor inimă de piatră, dor și iară dor. Tu te bade la portiță, dor și iară dor. Floarea din tulchiniță, dor și iară dor. E floarea și-o pune-n clop, lângă un sir de busuioc, dor și iară dor. Sus pe trangă, dor la inimă să
Bravo, bravo, foarte frumos, mulțumim, mulțumim din nou Maria Luiza Mihă. Iată încă două melodii foarte, foarte frumoase pentru voi toți și de acasă. Și aș vrea ca în acest moment vă spunem de câteva lucruri pe care Maria le-a scris aici în acest album. Și dacă îmi permis să citesc măcar câteva rânduri, Maria, pentru sigur că da, sigur. Toți și de acasă. Pentru că mi-a plăcut foarte, foarte mult și sună cam așa. Am ales această pagină doar pentru voi, se referă la voi toți cei care o iubiți, la toți fanii, da? Pentru voi cei care mă ascultați și de aceea, pe lângă cântecele mele, m-am gândit să aleg câteva cuvinte pentru a fi mai aproape de sufletele voastre. Dacă acest CD a ajuns în mâinile tale, înseamnă că există ceva în inima ta și ce te leagă de tradiție, ceva care face ca sufletul tău să știe că nu e singur și să vibreze atunci când ascultă horile moroșenești. Iată câteva lucruri foarte, foarte frumoase și de fapt asta e, de fapt aici asta transmite, nu? Cântecele pe care tu le faci să ajungă la sufletul fanilor tăi, ascultătorilor și a tuturor celor care de fapt iubesc moroșenește. Eu sper ca emoția mea să vibreze și cu emoția celor care mă ascultă. Exact. Pentru că muzica asta este o emoție pe care cel care o creează o transmite celorlalți. Dacă atunci când am cântat un cântec trist, reușesc să fac pe cineva să plângă, înseamnă că am reușit, dar nu vream asta. Să plângă de fericire, nu da. Neapărat sunt să, de tristețe. Da, da, exact. Atunci când ești trist și plângi, nu înseamnă neapărat că plângi de supărare, ci este o descărcare în urma căreia trebuie să vină zâmbetul, nu? Și până la urmă sunt stări pe care le trecem în viață și sunt și momente de genul acesta, nu? Bineînțeles. Iar dacă zic convertit, ai musai să jucați. Dacă nu vă joacă călcâiele, înseamnă că e bai, înseamnă că n-am făcut horea ce e bine. Haideți să mai luăm încă un telefon, să spunem bună seara, alo! Alo! Bună seara! Bună seara, Adi, dragă! Bună seara! Vă salut pe Ildi Livotean. Să rămânile, doamna Ildi! Nu v-am auzit de multă, multă vreme. Ei, dragă, știi ceva? Vă rog. Vă urmăresc cu așa mare drag că nu-mi vine să intru în direct pentru că oricum muzica folclorul are prioritate. Da, foarte frumos, mulțumesc. Și atunci vă urmăresc, dar pentru că în această seară domnișoara asta minunată, fătuca asta faină, Maria Luiza, doamne, faină mi-ești, draga mea. Numai să nu mă deoteți. Eu mi-am luat anume, mi-am luat roșu astăzi. Te pup, draga mea, și te felicit pentru cel de-al doilea CD. Al treilea. Poftim? Cel de-al treilea. Cel de-al treilea. Al treilea, da. Ăsta e al doilea care lansează la TV Siget. Așa. Da. Așa. Bine punctat și aici. Așa este. Și îl felicit și pe Mihaiță, îl pup, îl îmbrățișez și pe măicuța lui, pe Mihaiță Fodoruț, te pupă Izi. Așa. Și pe măicuța ta, pe Anuță, și pe surioara ta, pe Dana, pe Flaviu, pe Flăviuța. Vă felicit, dragii mei, pe... Iară, când să punem întrebarea? Când să punem întrebarea? Ce se întâmplă în momentul în care pierd corecțiunea telespectatorii noștri, da? Va trebui să le dăm CD-ul tuturor. Da, să decorectează, nu? Ok, o să încercăm să reluăm sau o să rugăm din nou pe doamna Ildi să revină cu telefonul ei. Oricum, întotdeauna ea are cuvintele la ea pentru toți artiștii, pentru toți cei care sunt în emisiunea noastră și are foarte, foarte multe aprecieri, nu? Bineînțeles. Așa. Și cum ai spus, nu reușim să punem întrebarea, pentru că întrebarea concursului nostru, să spunem așa, la pentru telespectatori, este următoarea, și anume, al câtelea CD lansează astăzi Maria Luiza Mih? Întrebarea e foarte, foarte scurtă, răspunsul cu siguranță îl știu toți și de acasă, dar noi să așteptăm să revină telefonul și să punem întrebarea în direct. Da? Haideți, a revenit altcineva, da? Alo, bună seara! Alo! Seara. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Sunt Oana de la Bursana. Da, Oana, te ascultăm. Și ne mândrim că avem și noi o cântăreață în Bursana care are în... Are un cuvânt de spus acolo pentru voi la Bursana, nu? Care are foarte frumoase cântece și în special pentru familia mea. Da. Și pentru Maria Mărișchi, că îi place cum cântă Maria Luiza Mih. Așa. Și pentru toată lumea care mă cunoaște. Și am vrea să spunem și întrebarea, nu? Da, bineînțeles. Așa, Oana, spune-ne, te rog frumos, al câtelea CD lansează astăzi Maria Luiza Mih aici la TV Siget? Al treilea. Al treilea, bravo. Uite, ai câștigat un CD din partea Mariei pentru tine, să-l ai acasă, da? Da. Bine, și să salutăm pe toată lumea de la Bursana pe această cale.
Bineînțeles, vreau să salut pe toată lumea de la Bârsana și vreau să le spun că și eu mă mândresc cu ei. Mă mândresc cu toți măroșenii, nu numai cu bârsănești, dar cu bârsăneștii mai mult, nu? Era normal să absolut, se întâmple. Absolut, normal locul de unde te-ai născut. Și vreau să-ți spun că eu astăzi, noi de fapt cu toții, așa, am fost să mai facem niște surprize pentru telespectatorii noștri. Dar am fost să facem niște videoclipuri. O să vorbim după o scurtă pauză, că ne pregătim de o scurtă pauză de publicitate, dar ai vrut să punctezi ceva. Am vrut să punctez, să le spun tuturor bârsăneștilor că mi-e drag de ei. Da. Și pentru că spațiul este cam mic aici, nu am reușit să încăpem cu toții și bărsăniești au mers acasă, dar vă promit că data viitoare o să fiți și voi cu mine. Oricum, aici e doar, astăzi e doar lansarea acestui CD și Maria, cum a spus, vă mai promite că va mai veni la TV Sighet, nu? Cu materialul al acesta și cu, de ce nu, dansatori și colaboratori de acolo de la Bârsana, cum spuneai tu că ți-s foarte, foarte dragi, iar pe această cale noi și noi îi salutăm. O să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim în emisiunea noastră aici la Cânte, Joc și Voie Bună alături de Maria Luiza Mic și rămâneți la TV Sighet. O casă ține o viață dacă are temelie trainică, dar mai ales un acoperiș rezistent. Viking Prujinski, cel mai mare producător de țiglă metalică și tablă cutată din Polonia și din regiune, este soluția. Viking Prujinski produce 6 modele de țiglă metalică elegantă și rezistentă, de diferite culori, pentru toate tipurile de acoperișuri. Vinde tablă cutată pentru acoperișuri și fațade, ferestre de mansardă, șgheaburi și burlane din tablă și PVC. Materiale de înaltă calitate, tehnologii moderne de producție, design desăvârșit. O acoperire ce conferă rezistență și durabilitate, garanție de până la 30 de ani, prețuri promoționale. Alege produsele Viking Prujinski. O decizie inspirată pentru locuința ta. Fotbalul vine la tine. Pregătește-te pentru 5 ani de spectacol la UPC. 5 ani de fotbal din Liga 1. Toate meciurile, toate fazele, toate golurile. Vino acum la UPC. Viața din casa ta depinde și de mobila care te înconjoară. Firma Vârsteana Serv vine în întâmpinarea dorinței dumneavoastră de inovare cu tapiserii în diferite culori și combinații care oferă căminului o ambianță plăcută și armonioasă. Mobilierul clasic din lemn masiv, dormitoare, sufragerii, bucătării care se îmbină armonios cu modernul. Indiferent de stilul pe care doriți să-l adoptați, produsele pe care le găsiți în magazinele Vârsteana vă fac alegerea mai ușoară. Vindem cu plata în rate și asigurăm transportul la domiciliu. Vârsteana, cu noi viitorul sună bine. Consumați zilnic cel puțin 500 de grame de fructe și legume. Rețetă prescrisă de Fundația Română a Inimii. Sănătoasă e cel mai important lucru în viață. Cum să ai grijă de sănătatea ta, cui să te adresezi și mai ales cum să preîntâmpini bolile. Afli în fiecare vineri de la ora 21:45 și în reluare marți de la ora 20 din emisiunea Doctori pentru Sănătatea Ta. Realizată de Narcisa Chișiu cu sprijinul medicilor din Spitalul Municipal Sighet. Învață cum să ai grijă de sănătate din emisiunea Doctor pentru Sănătatea Ta, doar la TV Sighet.
Dragii mei, iată că am revenit din nou în direct în emisiunea noastră din această seară și la Cântec, Joc și Voie Bună doar la TV Siget, alături de Maria Luiza Mih, la lansarea celor de-al treilea CD. Și colegii îmi spun că avem un telefon, că din pauză să spunem din nou bună seara. Alo? 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 Bună seara! Bună seara! Cu cine suntem de vorbă? Mihaela. Mihaela. Te ascultăm, Mihaela? De la Vălen. Așa, de la Vălen. Știm, cu o voce foarte frumoasă și foarte drăgălașă. Te ascultăm, Mihaela. Pentru bunicul și pentru bunica. Așa. O dedicație. Așa. Foarte simpatic. Cu Maria Lis. Cu Maria Luiza Mih, da? Foarte drăguță, mulțumesc. Așa. Îi dedicăm... Câți anișori ai, Mihaela? 7 ani. Mulți înainte, iată. Foarte, foarte simpatic. Să crești mare și frumoasă. Și deșteaptă. Bine, mulțumim mult. Salutăm pe toată lumea de la Vălen de acolo. Întrebarea. Așa, întrebarea. Să punem și o întrebare. Mai ești Mihaela pe telefon? Da. Da? Hai să punem o întrebare. Maria, hai. Întrebarea este al câtelea album lansezi în această seară sau cum se numește titlul albumului? 3. Așa, bravo, ai câștigat un CD. Bravo, iartă, la doar 7 anișori, iată, Mihaela a primit și ea un CD. Foarte frumos, bravo, felicitări, Mihaela. Și salutăm pe toată lumea de acolo, de la Vălen, de lângă tine, da? Bun. Bine, mulțumim, o seară frumoasă. La revedere. Îmi place foarte mult atunci când intră acești copii, toată dezinvoltură vorbesc, nu se emoționează, n-au, cum să spunem, n-au nicio treabă atunci când nu le frică, deci sunt foarte, foarte deschiși și asta e foarte, foarte bine. Pruncumnic și omul bat, spun adevărul și cei mai sinceri. Da, așa este. Bun, să revenim la album, că de fapt de asta suntem aici. Eu v-am citit câteva versuri, mai sunt câteva lucruri scrise aici. Sper că până la final să reușesc să vi le citesc chiar pe toate, că sunt frumoase cuvintele pe care Maria Luiza Mih vi le-a scris pentru fiecare dintre voi în parte, pentru că atunci când citești acest text, chiar simți că ți se adresează chiar ție personal, da? De fapt, asta era și ideea, nu? Da. Și o să vorbim în primul rând de acest album, cine te-a ajutat, cu cine ai colaborat. Știu că nu e ușoară realizarea unui album, să ne dai câteva detalii despre acest lucru. Am muncit o întreagă echipă pentru acest album. Așa. Și aș vrea să-i menționez pe fiecare în parte. Mihaiță Fădăruț a fost la vioară. Da. Domnul Diurița din această seară este înlocuitorul lui Cornel Costiuc, care, așa, bineînțeles că a avut nevoie de o vacanță după atâta atâta muncă, a simțit nevoia de un concediu. Da. Deci la Zongură și Braci a fost Cornel Costiuc. Da. Adi Vârsta, care este aici alături de noi, a fost la Dobă, bineînțeles. Da. Aranjamentul muzical a fost făcut de Liviu Lauruc. Da. Sunet și mixaje a fost Aurel Parocescu. Să-mi spui dacă am uitat pe cineva. Păi sperăm că n-am uitat pe nimeni. Strigături. Avem și foto aici, dar avem așa și grafică, și Corneliu foto. Mih. Fratele meu este Cornel Mih, el a făcut grafica acestui CD. Am vrut să întreb cine e cu grafica. Tot el se ocupă și de site-ul meu. Dacă o să putem să luăm un cadru cu CD-ul, colegii, aș vrea, pentru că chiar arată foarte, foarte bine acest material cu Maria Luiza Mih, iată-l, vedeți. Și dacă tot am spus de site-ul meu, am spus, așa, fratele meu se ocupă și de site, este www.marialuizamih.ro, unde vă aștept, colegii, să găsiți alte informații despre mine, videoclipuri cu mine, exact, știri. Aici este și un număr de contact pentru Maria Luiza Mih, în caz că doriți pentru anumite evenimente, nu zboteză tot ce înseamnă, pentru că Maria participă la evenimente de genul acesta și cred Ionuț că... Ionuț Șanta a făcut aceste fotografii minunate. Așa. Și alte fotografii care se găsesc, bineînțeles, pe site-ul meu și pe Facebook. Acolo mă găsiți la Facebook maria.luiza.mih. Așa. Așa. Da. Unde vă invit să dați un like, bineînțeles. Domnul Rednic, Gheorghe Rednic, a fost la strigături. A făcut, așa, strigăturile acelea frumoase. Și ce aș mai putea să vă spun?
De Facebook, aș vrea să le spun și eu celor de acasă că să nu uite de pagina noastră de Cântec, Joc și Voie Bună, da, ne găsiți acolo pe Facebook. Așteptăm foarte multe like-uri și multe, multe sugestii din partea voastră pentru viitoarele emisiuni și ne bucurăm că suntem prieteni și faptul că creștem. Asta e cel mai important lucru. Eu zic să facem un concurs. Să vedem cine ia mai multe like-uri în seara asta. Ce zici? Pagina ta sau pagina mea? Și la sfârșit. Să vedem. Noi am postat, chiar am postat pe Facebook, pe Cântec, Joc și Voie Bună, acolo pe Adrian Orga. Am postat o poză cu lansarea celui mai nou album semnat Maria Luiza Mic și așteptăm foarte, foarte multe like-uri din partea voastră și de ce nu și pe pagina Mariei, pe care, cum v-am spus, o puteți găsi acolo, da? Eu te felicit, Maria, pentru album, un album foarte, foarte bun, proaspăt, nou-nouț, în prima audiție aici la TV Sighet, la Cântec, Joc și Voie Bună, lansat de curând și, zic eu, o lansare cu... nu neapărat cu fast, ci lansare cum se face la noi la Moroșeni, nu? Cu mulți oameni, cu mulți oameni îmbrăcați în straie populare, cu mulți oameni doritori să vină să asculte câteva cântece frumoase de Maramureș și de ce nu, în primul rând să fie aproape așa cu sufletul, pentru că ăsta e cel mai important lucru, nu? Asta a fost ideea acestei lansări oficiale. Am vrut să mă prezint în fața publicului meu pentru că s-a creat deja un public al meu, un public care mă iubește și atunci am spus de ce nu, este o oportunitate pentru ei să fie alături de mine și eu să-i cunosc mai bine, pentru că nu pot să mă întâlnesc cu toți la anunț sau la petreceri. Uneori nu, ei nu sunt prezenți și atunci am zis că asta este momentul în care ne putem întâlni. Da, așa este. Înseamnă că cei care au participat în mare parte au fost publicul activ, așa cum ne place nouă să vorbim și în termeni aceștia tehnici, pentru că publicul activ e cei care sunt tot timpul lângă tine, cei care sună, trimit mesaje, sunt activi, iar cei pasivi sunt cei care doar se bucură și ascultă și îi salutăm pe această cale pe toți, pentru că sunt foarte, foarte mulți și sunt mulți și ascultători și privitori la emisiunii noastre care ne urmăresc și primim întotdeauna cuvinte de laudă din partea dumneavoastră. Să știți că nici noi ca televiziune, artiștii n-ar putea să facă absolut nimic dacă nu ar avea publicul lângă ei și oamenii care îi apreciază, nu? Asta e cel mai important lucru pentru un artist și, de fapt, aici coleg și roadele muncilor atunci când publicul îi apreciază. Două melodii cu Maria Luiza Mic, ne pregătim să le ascultăm, una dintre ele care poartă și titlul albumului, se numește Haida Fete și Om Juca, o melodie foarte, foarte, foarte frumoasă, dar prima melodie pe care o am ascultat se numește Zi ce teră, zi să mor. Ne încântă chiar acum Maria Luiza Mic. Haideți să ascultăm.
șed babele la poartă, să te uită și să-mi miră cine și cui îi închină. Bravo, foarte, foarte, foarte frumos. Păi așa ne place nouă și ne drag aici la Cântec, Joc și Voie Bună, să ne facem așa o atmosferă frumoasă și să vă transmitem în primul rând pulsul nostru de aici, de distracție, din platoul de la Cântec, Joc și Voie Bună și vouă celor de acasă. Două melodii extraordinar de frumoase, una mai frumoasă ca cealaltă, mai ales aceasta care și poartă titlul albumului. Chiar e o melodie, zic eu, foarte, foarte reușită și care nu degeaba poartă și albumul, titlul acesta, nu? Să știi că am ales foarte greu titlul albumului și melodia pe care să o prezint mai mult publicului. Așa. A fost toată echipa acolo și am zis oare care să fie, oare asta sau cealaltă sau cealaltă. Deci a fost, decizia a fost destul de grea, nu? Bineînțeles. Știm că toate melodiile, cel puțin cele care le-am ascultat până acum și până la final o să le ascultăm cam pe toate, știu că și cei de acasă e greu să se decide să spună asta a fost melodia care mi-a plăcut cel mai mult sau aceasta, nu? Pentru că mie mi-au plăcut cam toate, chiar toate melodiile mi-au plăcut, și dar parcă un pic mai mult aceasta. După cum ai observat că n-am făcut numai pentru fete hore și mai devreme am zis-o și horea feciorilor, așa să nu se supere feciorii pe mine că am zis titlul albumului Haideți fete și am jucat. Și voi feciorii sunteți acolo. Păi nu pot fetele juca și fără feciori, nu? Și invers, feciorii fără de fete, nu? Avem un telefon? Haideți să spunem bună seara. Alo. Alo, bună seara! Bună seara, domnul Adrian! Da, bună seara! Bună seara și invitațiilor noastre! Cum vă numiți? Maria, mă numesc de Siet. Da, vă ascultăm, doamna Maria! Bună seara! Vă ascultăm! În special pentru domnița asta frumoasă, Maria lui Zani, toate cântecile din seara asta de le dedic familiei mele, dumneavoastră, domnul Adi, și celor din spate care nu se văd. Mulțumim, mulțumim. La dumneavoastră de la post. Da, vă salută și ei cu mult drag. Așa, și îi doresc lui Luiza tot înainte. Vă mulțumesc mult pentru apreciere și doresc să vă dedic această emisiune dumneavoastră și celor apropiați dumneavoastră. Da, mulțumesc mult.
Și întrebarea nu mi-o pune. Da, bineînțeles. Urma, asta vreau să... Cum să nu vă pune, vă adresăm întrebarea. Da. Știu că trei. Așa. Deci, dacă știți să ne răspundeți la întrebarea, cum se numește titlul acesta? Asta nu mai știu, că tare greu am prins. Nu, noi, băi, atunci să ne spuneți. Ați ascultat melodia care a fost acum, ultima melodie? Da. Și era vorba de niște fete acolo? Da, două fete frumoase, una stângă, una dreapta. Da, și, într-adevăr, deci, au fost foarte, foarte frumoase fetele care au fost lângă Maria. Da, foarte greu am intrat, să știți. Titlul se numește Haidați fece și om juca. Așa se numește, da? Dar Maria, cred că e de acord să vă acorde un sediu și pentru dumneavoastră. Păi trebuie să-mi dea, că sunt postele la ea, mi l-a adus frică mea, așa că nu discutăm. Bineînțeles. Așa, bine. Bine, sănătate multă, să rămânem. O seară frumoasă și dumneavoastră. La revedere, mulțumim foarte mult. Iată, se vede că toți cei care vor să intre direct cu noi doresc să primească un CD semnat Maria Luiza Mic, dat fiind faptul că melodiile sunt foarte frumoase și cred că toți sunt nerăbdători să le aibă acasă și să le mai asculte așa din când în când, la veselie, chiar și la anumite momente de supărare, așa cum spuneai tu, că iată, mai avem și melodii care să ne aline dorul și atunci când suntem mai puțin veseli, ca să nu spune supărați, pentru că nu avem voie să fim supărați, nu? Bineînțeles. Așa cum spuneai și tu. Nu-i voie. Și dacă suntem supărați, două lacrimi și iarăși cu veselie. Da, așa, și aș vrea să te întreb legat de lansarea care a fost duminică, pentru că a fost, pe lângă faptul că a fost cu mulți oameni acolo prezenți și într-un cadru foarte, foarte frumos, și să ne spui cine a fost atât de tine, pentru că a fost o personalitate, să spunem așa, nu putem să nu o numim și în emisiunea noastră, dragă și care cred că a prins foarte bine la publicul de aici din Maramureș, să ne spui tu despre cine este vorba. În primul rând vreau să spun că este o persoană dragă sufletului meu, pe care nu o cunosc de curând, nu am sunat-o să-i spun doamna Noa Midinescu, vă rog frumos veniți să-mi faceți prezentarea. Cât mă costă și atât. O cunosc de mai mulți ani, îmi este prietenă, ne-am cunoscut la emisiunea Teo. Da. Ea a fost, după cum știți... Și ca să le precizăm celor de acasă, e vorba de... personajul principal. Așa. Din emisiunea Teo, care a fost difuzată în urmă cu mai mulți ani. Da, la un canal național. Așa, da. Și ea s-a numit Tanța, după cum... Deci... renumită Tanța, care era buna colaboratoare și prietena emisiunii Teo. Dacă, cu siguranță toți și de acasă o cunoașteți, că după numele de Noami, așa, cred că nu știu foarte mulți, dar după, iată, numele multe de Tanța... Multe lume nu o cunoaște sub numele de Noami, dar vreau să vă spun că Tanța a fost doar un pseudonim pentru emisiunea respectivă. A fost un rol pe care l-a jucat în acea emisiune și ea chiar a scris o carte... care se numește Eu nu sunt Tanța. Deci da, Tanța este Noa Midinescu. Am înțeles. Și ea a venit, a ținut mersi să fie prezentă la lansarea ta și chiar ne-a spus multe lucruri frumoase despre Maria, despre vocea ei, despre calitățile ei, despre persoana ca atare, despre Maria Luiza Mic și a avut numai cuvinte de laudă și sunt foarte, foarte sigur că n-a fost pusă, la fel cum nici eu nu sunt pus, pentru că și noi ne cunoaștem de foarte mulți ani cu Maria și am fost împreună și a fost la Digital TV Siget și cu albumul ăsta, Nu-i Bai Vasalei, care a avut un mare, mare, mare ecou, să zicem așa. Dar vreau să întreb și de primul album, de acolo de la început, care a avut loc acum mulți ani de zile și primul chiar album? Nici eu nu știam așa exact, dar l-am aflat pe parcurs de acest album. Primul album a fost lansat la vârsta de 16 ani, s-a numit Miresucă cu nună, iar melodia respectivă a fost, am pus-o și pe celălalt album, pe albumul Lasă-mi Bai Vasalei, se găsește acolo. Am considerat de altfel, și o melodie foarte, foarte frumoasă. E o melodie foarte frumoasă, este o prelucrare după marșul de mărs la cununie. Așa. Eu m-am gândit că melodia aia sună foarte frumos și atunci am zis să îi pun niște versuri. Așa și am gândit atunci la... melodia aceasta o mai cânți la petreceri, bineînțeles, la, nu? Bineînțeles, la anunț acolo pentru miresuși, ca să nu uite de fapt că... Sigur că da. Se mărită, nu? Păi să nu uite, trebuie să veselească așa ca între fete, ca păi de-a doua zi, gata, sunt neveste. Da, așa este, așa este. Bun, colegii, o să luăm, nu? O scurtă pauză sau mai facem două melodii?
Mai cântăm două melodii cu Maria Luiza Mih. Atunci, haideți să invităm să ne mai cânte cu două melodii, pentru că timpul trece foarte, foarte repejor. Noi, în ghilimele, spunem că e dușmanul emisiunii noastre, pentru că așa de repede zboară. Noi avem atât de multe lucruri de vorbit, să încercăm să mai vorbim și cu voi cei de acasă care să veți suna în direct. Două melodii, prima, Măi Miha și Măi Miha și Dragul mi jocu pe podele. Haideți să le ascultăm pe aceste două cântece frumoase alături de Maria Luiza Mih. Mai bea că timp mă tamă.
Cuz Varna prin Ursa Mare SRL lansează campania de primăvară. Vino să te convingi de promoțiile mult așteptate. Cositor Ferrari de la 7.499 de lei, moto unelte cu fir și disc de la 799, iar fierăstraiele au prețuri începând tot cu 799 de lei. De asemenea, campania de primăvară aduce prețuri promoționale și la pompe de apă și generatoare de curent. Tot la Husqvarna găsești mașini de tuns iarba, accesorii și piese de schimb pentru produsele comercializate, consultanță și servici profesionist. Când spui Ursa Mare, spui Husqvarna. Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, bloc B3, lângă TV Sighet. Telefon 0362 415318 sau 0754 556642. Primăvara este mai frumoasă când folosești utilaje de la Husqvarna. Nova, magazinul casei tale. Numai la Nova găsiți mop bumbac 200 de grame la doar 2,3 lei. Cel mai bun preț la mop ecologic superabsorbant îl găsiți tot la Nova, 1,9 lei. Doar la Nova puteți achiziționa masa de călcat Mara, singura masă cu blat din panou de lemn masiv la numai 99 de lei. Și numai la Nova vă oferim tencuiala structurată profesională și vopseaua lavabilă cauciucată Duraziv, garantată 10 ani. Nova. Oferte unice la cele mai bune prețuri. Viața din casa ta depinde și de mobila care te înconjoară. Firma Vârsteana Serv vine în întâmpinarea dorinței dumneavoastră de inovare cu tapiserii în diferite culori și combinații care oferă căminului o ambianță plăcută și armonioasă. Mobilierul clasic din lemn masiv, dormitoare, sufragerii, bucătării care se îmbină armonios cu modernul. Indiferent de stilul pe care doriți să-l adoptați, produsele pe care le găsiți în magazinele Vârsteana vă fac alegerea mai ușoară. Vindem cu plata în rate și asigurăm transportul la domiciliu. Vârsteana, cu noi viitorul sună bine! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. E ușor să spui, merge și așa, sau altfel nu se poate, nu? Pare mai la îndemână să lași lucrurile să-și continue cursul destructiv, fără să faci nimic. Însă atunci când tu însuți participi la perpetuarea unui sistem vicios, nu numai că îți riști libertatea, dar îți vei păta reputația. Iar unele pete nu se mai șterg. Alege integritatea. Spune nu mitei. Pentru a denunța faptele de corupție în care sunt implicați funcționarii MEAI, sună la numărul gratuit 0800 806 806. Campanie de conștientizare anticorupție cofinanțată de Elveția prin intermediul programului de cooperare elvețiano-român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene Extinse. Sunt Camelia Potec și susțin această campanie împotriva dării și luării de mită pentru o Românie mai bună și mai prosperă. Această săptămână, la emisiunea Zestrea Maramureșului, realizată de Măriuca Verdeș, urmăriți o fărâmă din rădăcinile folclorului, exemple din înțelepciunea satului maramureșan, dar și adevărul despre oamenii și locurile care au păstrat dovada vie că Maramureșul nu este întâmplător pe acest pământ. Nu ratați emisiunea Zestrea Maramureșului, transmisă de TV Sighet, vineri de la orele 19 și duminică în reluare de la orele 16, exclusiv la TV Sighet cu Măriuca Verdeș.
Dragilor, iată că am revenit cu ultima parte a emisiunii noastre în această seară aici la Cântec, Joc și Voie Bună. Cum vă spuneam de la început, lansarea celui de-al treilea album semnat Maria Luisa Mich și ne bucurăm foarte mult că voi cei de acasă sunteți atât de noi. Mai luăm un telefon să spunem bună seara. Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Mă numesc Casiana. Cum te numești? Casiana. Casiana, da? Da. Așa, de unde ne suni? Sunt din Borșa. A, din Borșa, foarte frumos, bravo. Te ascultăm. Aș dori să fac o dedicație pentru tatăl meu. Da, cum îl cheamă? Vasile. Vasile, da? Și să fie melodiile de la Maria Luisa Mich pentru el, da? Da. Așa. Și mama e lângă tine, cine se oprește pe acolo? Hai să spune-ne. Mami. Mama, da? Tu câți anișori ai? 8. 8 anișori, iată, foarte, foarte. Dacă ai 8 anișori, eu vreau să te întreb dacă știi să răspunzi corect la o întrebare. Nu o să te întreb cât face 5 ori 10, așa. Nici 5 ori 8, o să te întreb cum se numește albumul pe care îl lansezi în această seară. Haideți, fete, și-o înjuca. Foarte, să vii, bravo, să vii bravo. Aici lângă noi, bravo, ai câștigat un CD. Un CD, da? Da, te auzim, te auzim. Haideți, fete, și-o juca. Da, bravo, ai câștigat un CD. Ai răspuns corect. Bravo. Bine. Salutăm prin intermediul tău pe toată lumea de la Borșa, de acolo care ne urmăresc și ne ascultă. Și aș vrea să le spun tuturor celor care au câștigat câte un CD să revină cu telefonul după emisiune ca să putem să le luăm datele la fiecare, da? Mulțumim. O seară frumoasă. La revedere. Mulțumim frumos. La revedere. La revedere, la revedere. O să încercăm să mai luăm câteva telefoane până pe final, dar o să și cântăm pentru că mai avem câteva melodii și timpul ne cam presează. Și aș vrea ca următoarele două melodii pe care Maria le va cânta să facem o dedicație pentru ziua de mâine, pentru Adriana Curmei, care împlinește o frumoasă vârstă, să fie din partea soțului Mihai și a fiului Ștefan, la mulți ani și multă, multă sănătate și, bineînțeles, din partea surorilor și a mamei dragi, la mulți ani și multă sănătate pentru ziua de mâine, de 4 iulie și să le spunem la mulți ani tuturor sărbătoriților a acestui sfârșit de săptămână din partea întregii echipe de la TV Sighet și a emisiunii Cântec, Joc și Voie Bună. A revenit Ildi Libă. Haideți să o luăm în direct. Alo, bună seara! Alo! Da, ați revenit, să rămânem. Vai, azi, dragă, mie îmi joacă peste pe ziua de astăzi. Așa. Telefoanele, dar eu cred că se întâmplă ceva pe rețea. Așa, vă ascultăm. Și am rămas acolo. Vreau să le spun și Mariei, și lui Mihăiță, și întregii echipe, că eu așa zic, ansamblului. Așa. Să dea Dumnezeu să ajungă pe cele mai înalte culmi ale afirmării și peste hotare să ne ducă faima Maramureșului. Da, așa este. Și le doresc mult, mult succes în continuare și sănătate multă. Să dea Dumnezeu încă mulți ani de acum înainte, nu 3 albume, 300 de albume, să lansez Maria. Numai să am atâta putere. Ar fi destul de greu acest lucru. Eu știu că este greu, dar eu m-am referit dar la 300 e tânără de albume, și ca și la vârsta de 100 de ani, să mai aibă vocea asta frumoasă pe care o are acum. Așa da, să dai Dumnezeu. Așa. Noi te iubim, draga mea. Mi-aș dori foarte mult ca într-o bună zi să te întâlnesc și sper că asta se va întâmpla, că acum când tu ți-ai lansat albumul, locația respectivă la Ogna Sugătaș, nu am putut să ajung nicicum, dar cu altă ocazie am să încerc să te întâlnesc. Doamna Ildi, eu vă aștept în această seară când o să terminăm emisiunea aici la TV Sighet să vă mânez personal CD-ul și eventual să vă scriu și o dedicație pe el. Bine, Maria. Iată, o invitație necesar. Așa în direct din partea Maria Luisa. Mulțumesc, Eliza. Draga mea, din suflet pentru invitație, dar în această seară chiar nu pot. Sunteți deja în pijamale, așa-i? De ce? Eu spun, pentru că nu îmi place să mint omul. Am niște mici probleme de sănătate. Noi vă dorim multă sănătate vorbesc, și vorbesc, sunt pe orizontală. Am făcut un buseu de tensiune și asta este, e vremea de afară. Da. Dar sper să nu mi se răutățească. Noi vă dorim multă sănătate. Mulțumesc. Și să știți mulțumesc că mulțumesc pentru album.
Toți artiștii sunt tatăl meu. Ajung de la mine pentru că am Petelia vecină și de Liuța da. Are să-mi aducă sper, adică ai să-i o mânesc. Așa este. Vă mulțumesc, da, dragii nicio problemă. Vă iubesc toate cântecele să fie pentru măicuța mea, soțul meu, așa. Pentru mine că și eu merit, pentru sănătate multă în primul rând. Care vă urmărește și pentru Mărioara Urda și bunii. Bine, vă mulțumim. Iubesc, dragii mei. Sănătate multă rămâneți și... Rămâneți mereu aceiași oameni minunați, Adi, întreaga echipă, vă iubesc. Doamne, Maria și Mihăiță, la fel și pe voi și încă o dată mult succes. Sănătate. Vă mulțumim, numai bine. O seară frumoasă și rămâneți alături de noi până la final și poate vă spunem multă, multă sănătate pentru că e mai bună decât toate, da. O invităm din nou pe Maria să ne încânte cu două melodii frumoase, tot de pe acest album, cel de-al treilea, Picat-o frunza din Codru, se numește prima melodie și zice teră numai așa ne cântă Maria Luiza Mihai. Haideți să ascultăm. Picat-o frunza din codru, mereu
Bravo, 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 foarte frumos. Iată, am avut și o melodie așa oșenească, să fie pentru toți oșenii și pentru toți cei care ne urmăresc la această oră aici, la Cântec, Joc și Voie Bună. Cred că te-ai gândit și la oșenii care știu că vă invită de multe ori la evenimentele lor și iată, să încep cu această melodie, nu? Dedicată în primul rând pentru ei. Dar haideți să mai luăm un telefon, să spunem bună seara, alo? Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Cu cine sunt de vorbă? Anuța din Hărnicești. Așa, vă ascultăm, doamna Anuța. Bună seara! Aș vrea să fac și o dedicație. Da. Pentru mămica mea. Da. Și vecinele mele de aici. Așa. Aveți multe vecini acolo? Următoarele melodii să fie dedicație pentru cei dragi. Pentru cei dragi. Bine, doamna Anuța, haideți să salutăm pe toată lumea de la Hărnicești pe această cale și să-i punem și doamnei întrebare, nu? Bineînțeles. Ne știți cumva cum se numește albumul pe care Maria Luiza Mih îl lansează aici la Cântec, Joc și Voie Bună? Nu știu, că mai înainte am aprins televizorul că am folosit serviciu și... Așa. Doamne, dar să știți că n-aveți voie să lipsiți de la emisiunea asta, deci trebuie să fugiți de la serviciu și să veniți să vedeți Cântec, Joc și Voie Bună. Dar important e că până la urmă ați intrat și ați spus pe TV Sighet, dar măcar volumul, al câtelea CD, știți cumva? Al treilea. Iată că a venit și răspunsul corect. Bine, ați câștigat dumneavoastră un CD din partea Mariei, nu, Maria? Bineînțeles. Așa, corect la una din întrebări. Doamna Anuța și vă așteptăm după emisiune cu telefonul ca să stabilim detaliile. Bine, mulțumim, o seară plăcută. La revedere. Aș vrea să revin înapoi pe coperta acestui material, da? Și să revin cu încă câteva cuvinte pe care Maria le-a scris pentru cei care îl deschid, așa cum sunt și eu acum în fața lui. Și sună cam așa: m-am dorit cu toată ființa, m-am dăruit cu toată ființa melodiilor pe care le cânt și de aceea atât textele cât și liniile melodice le-am ales cu mare grijă doar ca să-ți fie pe plac. Adică e vorba de fiecare persoană în parte, că asta e foarte important, fiecare se regăsește atunci când citește aceste cuvinte. Și mai continuă ea: am considerat că unele cuvinte care astăzi s-au pierdut sunt mult mai profunde și reprezintă mult mai mult decât înlocuitoarele lor de astăzi. De aceea a ales ca în loc de avere să spună ioșag, în loc de posibilitate să spună modru, guruță ca formă de alint, în loc de a tăia am folosit aciunta, cuvântul petrecere a fost înlocuit cu moloșac și așa mai departe. Iată câteva cuvinte care ea le-a folosit în melodiile pe care le-am ascultat, nu, Maria? Da, și le-am folosit cu mare drag. Așa cum am spus și acolo, am remarcat că au început să se piardă aceste cuvinte. Tinerii noștri merg la școli mai departe, învață alte cuvinte noi și le uită pe cele a bunicilor. Sau probabil că nu le mai consideră importante. Dar, așa cum am spus acolo, eu cred că reprezintă mult mai mult. De exemplu, iosag nu poate fi înlocuit cu avere. Nu înseamnă același lucru. Cel puțin pentru mine. Și sunt convinsă că și pentru cei care cunosc aceste cuvinte, că ei sunt de acord cu mine. Iosag este un cuvânt mult mai amplu. Averea care înseamnă și pământ, care înseamnă și animale, o avere mai amplă, nu doar banul. Inclusiv familia, nu? Inclusiv familia. Care, așa văd eu acest cuvânt. Care mai avere cuvânt pentru fiecare dintre noi, nu? Bineînțeles. Așa. Iarăși, moloșag îl văd veselie. Când spun moloșac, deja văd o petrecere, văd multe pahare întinate, goale, pline și așa mai departe. Multă dispoziție, nu? Multă bună dispoziție. Într-un cuvânt, cântec, joc și voie bună. Da, așa este. Haideți să mai luăm un cont telefon, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Cu cine sunt de vorbă? Cu Leontina, ce fac cu negru. Da, vă ascultăm, doamna Leontina. Și să predic toate melodiile din aseară, da, la fetele mele, la, da, vineri, la nepot, așa, la nepoate, da, și nu știu, mă rog, și lucrați Ion Daci. Așa, să fie și pentru el. Să fie, bine. Mulțumim mult de telefon și vrem să vă adresăm și dumneavoastră întrebarea, nu? Dacă tot am adresat la fiecare telespectator. Sigur că te rog, Maria. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este dacă știți cum se numește albumul pe care tocmai l-am lansat. Fetilor la joc.
Ați greșit un pic, dar subiectul e același. Hai, dați fete și-o-mi juca. Așa este. Da, pentru că suntem aici la Cântă Joc și voie bună și iată. Foarte frumos cântă Măriuca. Așa. Apoi dacă tot m-ați lăudat așa, nu-i bai dacă ați greșit un pic la titlu, bineînțeles că o să vă dau un CD și dumneavoastră. Bine, sănătate multă, la revedere și o seară frumoasă. Mulțumim, doamnei Leontina. Haideți să mai cântăm încă două melodii, pentru că ne apropiem de final. Două cântece cu Maria Luiza Mih. Prima se numește Să uită, moșu, să uită și Legăna, maș, legăna. Sunt cele două cântece pe care le vom asculta alături de Maria Luiza Mih. Haideți să vedem. Fete cu sumnă scurtă, țură și țura. La sumnița fetilor și gânde că-i fecior, țură și țură, țura, mă. Moșule, nu te gândi, mă, că pui baba te-a sfădit. Moșule, nu te uita, că pui te-a sfădit baba.
mie-mi place lucru, alăturea de mândru, alăturea de mândru, hai lume, hai! Ce-i greu îmi pare ușor, ce-i greu îmi pare ușor, hai lume, hai! Și eu dacă am bădișor, ce-i greu îmi pare ușor, ce-i greu îmi pare ușor, hai lume, hai! Bravo, bravo, foarte, foarte frumoasă și această învârtită cântată de Maria Luiza Mihă, Legănama și Legănama. Haideți să luăm și ultimul telefon pentru seara aceasta. Să spunem din nou bună seara. Alo? Alo? Bună seara! Bună seara! Cu cine suntem de vorbă? Sunt Ioana de la Berbești. Așa. Și aș vrea o dedicare pentru fetița mea, Măriuca. Da. Și pentru cea mai bună colegă de servicii, Veronica, de la Baltea Hotarului. Așa. O melodie cu Maria Luiza Mihă. Să fie, toate melodiile din această Bineînțeles. Seară, nu? Toate melodiile frumoase să fie pentru ele. Să fie. Întreaga emisiune le este dedicată. Ne auziți? Da. Așa și să da. Le vă punem și noastră întrebarea pentru câștigarea unui CD semnat Maria Luiza Mihă. Să le spuneți a câtelea CD-uri își lansează astăzi Maria Luiza Mihă. Volumul 3. Volumul 3, așa este. Răspunsul a fost corect, ați câștigat noastră un CD cu Maria, bine? Da. Bine, mulțumim, sănătate multă și numai bine. La revedere. Mulțumim pentru telefon, le mulțumim tuturor celor care au intrat în direct și celor care n-au reușit să intre direct cu noi în această seară, pentru că știm, linia telefonică e foarte încărcată și mulți își doresc să intre cu noi în direct. Felicitări tuturor celor care au câștigat un CD. Maria, îți mulțumim foarte, foarte mult pentru că ai venit prima dată aici când te joc și voi bună la TV Sighet să îți lansezi acest nou CD, cel de-al treilea. Îți dorim multă sănătate, mult succes pe mai departe și ecoul acestui album să ajungă acolo unde îți dorești-o. Să-ți audă Dumnezeu vorbele. Așa. Îți mulțumesc tare mult pentru invitație. Mă bucur încă o dată că am fost alături de voi, că am reușit prin intermediul dumneavoastră să intru în casele oamenilor. Da. Și vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine și la realizarea acestui material și care sunt astăzi aici alături de mine. Mulțumesc ansamblul Mestecăniș, mulțumesc orchestrei care este alături de mine. Da. Și mai vreau să fac o mulțumire foarte specială tuturor celor care mi-au dat inspirația de a crea. Și aici mă refer și la cei care mă iubesc și la cei care nu mă iubesc. Să știți că voi aia care nu mă iubiți, dacă existați, să știți că sunteți o muză pentru mine. Da. Foarte frumoase cuvinte am avut și în timpul emisiunii și melodiile. Cred că au fost pe placul celor de acasă. Mie personal mi-a plăcut. Acest material, deja pot toți cei care ne ascultă și ne urmăresc, pot să-l găsească, nu? În magazine de specialitate, dacă vor să-l achiziționeze, nu? Sigur că da. Așa, se găsește pe piață. Și noi am ajuns spre finalul emisiunii. Îi mulțumesc foarte Maria pentru faptul că a fost în emisiunea noastră. O așteptăm cu mult drag. Știm că ea întotdeauna a răspuns afirmativ invitației noastre și mult succes. Iar vouă, celor de acasă, vă mulțumim că ați rămas până la această oră la noi în emisiune și cu ochii în fața micului ecran. Pe final, v-am mai pregătit o învârtită așa frumoasă ca să ne mai încălzim puțin tel. Nu uitați, emisiunea din această seară puteți vedea și reluare duminică de la ora 13, iar noi ne vom reîntâlni joia viitoare la o nouă ediție Când te joc și voie bună. Până atunci, Adrian Orga vă salută pe toată lumea, vă doresc o seară excelentă și să auzim numai de bine. La revedere. Pe final, mândru zice cetera, ne cântă Maria Luiza Mihă. O seară plăcută tuturor! Mândru zice ce
petreceți cu noi. Am venit cu drag la voi să vă petreceți cu noi. Maramureșul răsună de cântec, joc și voie bună. TV Sighet te invită să urmărești o nouă emisiune de muzică populară în care te întâlnești cu artiștii îndrăgiți și cântecele lor de joc și voie bună. Cântec, joc și voie bună.